În această dimineață, efectivele Ministerului Afacerilor Interne, care au asigurat măsurile de protecție la sediile secțiilor de votare, le-au predat președinților birourilor electorale. În ultimele 24 de ore au fost primite 665 de sesizări de incidente electorale, 14% fiind în curs de verificare, 67% dintre sesizări au fost despre campania electorală, 11% au fost despre posibile fapte de corupere a alegătorilor, iar restul au privit alte tipuri de fapte. Au fost aplicate 97 de amenzi în valoare de peste 100.000 de lei și 242 de avertismente. Totodată s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea a 107 posibile infracțiuni. La acest moment, procesul de vot a început în întreaga țară. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. Responsabilitatea președintelui secției de vot se întinde și în afara localului secției de votare, până la o distanță de 500 de metri. În ceea ce privește atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne, așa cum pe timpul campaniei electorale, datorită bunei organizări și a mobilizării efectivelor implicate, a fost menținut un climat normal de legalitate și pentru astăzi au fost luate toate măsurile pentru ca procesul de vot să se desfășoare fără probleme din punct de vedere al ordinii publice. Peste 42.000 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și lucrători de la alte structuri sunt mobilizați în cursul zilei de astăzi pentru a asigura măsurile de protecție la secțiile de vot, dar și măsurile de menținere a siguranței publice, atât în proximitatea secțiilor de votare, cât și pe raza localităților.